Lidia Poale-Lungi, care a protestat pe 24 și 25 iulie, a fost amendată cu 5.000 de lei. Femeia consideră că nu este vinovată, deoarece nu a blocat nicio mașină. Disperată, ea spune că are grad de invaliditate și primește o pensie de 900 de lei, care abia dacă îi ajunge pentru mâncare. Am văzut chiar o blocat de mașină, dar n-am blocat-o noi. Asta au blocat consilierii. Ei sunt stăpânii satului și ei au blocat traseul. Eu n-am stat în drum, nici n-am oprit mașinile, nici era rău și m-am așezat pe scaun și stăteam pe scaun acolo cu femeile. Și total aveți 5.000 de lei. 5.000 de lei. Eu nu-i plăti, pentru că eu n-am făcut niciun rău. Iar Veronica Florea, care la fel a fost amendată cu 6.000 de lei pentru participarea la protest, spune că amenda i-a fost aplicată nejustificat. N-am ieșit eu singură, fugă să blochez nicio mașină. Am stat în grup cu oamenii, contestez această amendă, fiindcă eu nu mă simt nimic vinovată. În primul rând, îmi apăr drepturile mele la un mediu normal pentru viața omului, copiilor, nepoților noștri. Locuitorii amendați spun că martorii care au semnat procesele verbale au făcut-o la îndemnul polițistului de sector. Ați semnat în procese verbale? La primărie, da, am semnat. Ce ați semnat la primărie? Nu știu. Ei ne-a spus, sectorul polițist ne-a spus, poți spui o scritură că doamna că în prezență, acum nu e de față, când fac actul. Și eu am pus scritura că nu e în prezență și gata, atât. Bine. Am încercat să aflăm de la oamenii legii din anenii noi de ce au stabilit amenzi atât de mari pentru protestatari. Aceștia au fost însă de negăsit pentru a comenta situația. Groapa de gunoi din Țânțereni, raionul Anenii Noi, urma să fie închisă încă în 2010, când a expirat termenul de exploatare. La începutul lui 2011, contractul a fost prelungit pentru o perioadă de 3 ani. Acest lucru i-a nemulțumit pe localnici, care au protestat în repetate rânduri față de această decizie.